venit înapoi fără simplu. Și în 57 la Stockholm am fost de două ori, la locul 2 la echipei, adică în finală, și locul 3 la dublu fete. M-am întors de la Stockholm, la Federația de Tenis de Masă a venit cineva care nu mă simpatiza pe mine și împreună cu alte trei persoane m-au îndepărtat din tenisul de masă și de la sportul românesc. Nu m-au mai invitat să joc la campionatele internaționale ale României, nu m-au mai trimis în străinătate, am fost 2 ani pe tușe. 2 ani pe tușe însemnează pentru un sportiv de performanță că nu mai poți să vii înapoi la aceeași valoare pentru că pierzi încrederea în tine, chiar dacă joci la fel de bine, dar nu mai poți face aceleași performanțe. Totuși am avut noroc și în 60 la campionatul european am reușit să câștig proba de dublu fete. Adică și în 58 și în 60. Și între anii ăștia a fost perioada de 2 ani când eu n-am avut voie să fac sport. M-au trimis la campionate, m-am dus, am jucat, mă rog, am mai câștigat, dar nu mai puteam să ies mondială după 2 ani de pauză și am avut norocul că la campionatele europene de la Zagreb m-am întâlnit cu fosta campioană mondială Priții din Austria, prietenă cu mine, și am rugat-o să mă invite să viu vara la ea cu fetița mea. M-a invitat și dus am fost. Nu v-am putut întrerupe, nu numai din politețe, dar și pentru faptul că aveți așa o prospețime în a povesti și de aceea vă mulțumesc că încă o dată că ați acceptat să ne destăinuiți o părticică din sufletul dumneavoastră. Acum vă aflați aici în Israel și am văzut că în urmă cu 2 ani ați primit titlul de cetățean de onoare al orașului Haifa. Am primit tabloul acesta și bineînțeles și o diplomă și asta este o... se dă... de onoare, cum să spune. Asta nu reprezintă nimica. Reprezintă numai că ești cetățean de onoare al unui oraș și asta este foarte mult, să te simți mândră pentru așa ceva. Aveți un hobby extrem de interesant și care vă menține prospețimea și tinerețea, bridge-ul. Am descoperit la dumneavoastră în casă o mulțime de mici trofee, cu modestie ne-ați povestit că sunt premii mai puțin însemnate, dar eu am să vă rog să-mi povestiți de unde vine această pasiune. Fostul meu soț era mare jucător de bridge. Când eu veneam acasă de la antrenamente, chibițeam, știți ce e aia chibițit, jocurile lui. Și așa am învățat să joc fără ca să învăț. Și când am ieșit la pensie, ca să fiu ocupată, am început să joc. Sunt mai mult ca 20 de ani și acum am primit membru de onoare al Federației de Bridge, pentru că sunt membru mai mult ca 20 de ani și pentru că am ajuns la vârsta respectivă. Și mari campioni de bridge sunt nepoții mei, care acum câteva luni la Menton în Franța au ieșit cu echipa lor campioni europeni. Iar pentru mine este un pastan, eu nu sunt o mare jucătoare, sunt doar o jucătoare. Și toate aceste trofee, de unde sunt? Sunt de la concursuri mici de bridge, sunt o mulțime de cluburi de bridge și eu joc de 3-4 ori pe săptămână și câteodată când reușesc 3-4 săptămâni la rând să ies pe primul loc sau al doilea, primesc un trofeele astea care le-ați văzut. Noi vă mulțumim încă o dată foarte mult că ați acceptat invitația noastră și